Povestea mea sună oarecum trist inițial, pentru că am avut problema asta cu disforia de gen, despre care o să vorbesc imediat. Nu este o problemă din copilărie, este o problemă de la naștere. Mama nu știa chestiile astea. Nu mă simțeam bine cu mine însă, asta era problema principală. Pe la 15 ani a fost momentul când am pus eu cap la cap toate piesele puzzle-ului. Și am zis, ok, gata, eu nu pot să trăiesc în rolul de băiat, nu pot. Când intram în liceu, și asta e o realitate pe care o trăiesc foarte mulți elevi, de la poartă, toți bodyguardii mă știau, mă opreau ca să mă legitimeze fiecare dată, ca să mă țină, să întârzi la oră, până ajungeam în clasă, mi-aruncau cu diferite chestii în cap, cu sticle de apă, îmi turnau apă în mijlocul iernii, îmi turnau apă în cap. Eu mergeam la profesor și le spuneam, uite, asta mi se întâmplă mie. Și am avut o profesoară pe care am și filmat-o și mi-a zis că, da, care e problema? Și eu zic, cum adică care e problema că mi s-a aruncat o sticlă de apă în cap? Păi data, și eu aș face asta cu oamenii ca tine.